Incendiu puternic astăzi în centrul municipiului Drobeta Turnon-Severin. Pompierii mehedințeni au fost chemați să intervină după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări. Acesta a ars ca o torță până la venirea pompierilor. Din fericire, nu a fost nicio victimă. Un autoturism înflăcări a creat panică în centrul municipiului Drobeta Turnu-Severin astăzi după ce, din cauza unui scurt circuit, mașina s-a aprins. Pompierii au ajuns imediat la fața locului, însă mașina a fost cuprinsă complet de flăcări. Două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu-Severin au intervenit în această după-amiază cu două auto speciale cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe strada Smârdan din municipiul Drobeta Turnu-Severin. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism. Aceștia au localizat și stins imediat incendiu, care a cuprins circa 90% din suprafața autoturismului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost determinată de un cablu electric defect. Mașina parcată a început să ardă din senin, proprietarul și trecătorii nu au putut face nimic până la venirea pompierilor. Focul era agresiv și nimeni nu s-a putut apropia de autoturism.